Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu somație publică postul de televiziune DigiSport 1, deoarece, în data de 10 aprilie 2023, în timpul transmisiunii în direct a meciului de fotbal dintre Șepsi, OSK, Sfântul Gheorghe și Rapid București, a difuzat materiale publicitare cu încălcarea dispozițiilor articolului 111 din codul audiovizualului. Potrivit normei legale invocate, radiodifuzorii pot difuza în timpul transmisiunii la sportive, mini spoturi de publicitate cu respectarea condiției ca acestea să fie inserate în momentele de întrerupere naturală a jocului.